Înainte de teste însă, conducem în premieră națională puțin în off-road noul Jeep Renegade. Jeep Renegade va putea fi comandat în România din octombrie, iar mașinile se vor livra către clienți în luna noiembrie. Rețineți faptul că prețurile finale nu au fost definitivate, dar ele se vor situa între 20 și 30.000 de euro cu TVA inclus. Mai mult decât atât, la momentul lansării vor fi discounturi de 10% pentru fiecare versiune în parte. 3 motoare benzină, 3 motoare diesel sunt disponibile pe Renegade. Ai 110, 140 și 170 de cai benzină și 120, 140 și 170 de cai diesel. Unele motoare sosesc abia la anul, deci verificați la dealer în octombrie când se va putea comanda mașina. Suntem într-o versiune 2 litri diesel de 140 de cai putere. În off-road este mai mult decât suficient motorul ăsta. Ar fi ideal să vă cumpărați un motor diesel de 2 litri echipat cu transmisia opțională automată. Are 9 trepte. Pentru că are ampatamentul mare comparativ cu lungimea caroseriei și roțile sunt la extremități, mașina asta este foarte capabilă. Arată ca un Jeep adevărat, se și comportă ca unul, incredibil. Păi între 20 și 30.000 de euro nu mai există mașină atât de capabilă în off-road. Nu mai există. Giurgia, poți să rămâi pe circuit acolo unde ești. Mă ocup eu de off-road în România. Garda la sol la Renegade este între 17 și 21 de centimetri în funcție de versiune. 21 are un model special Trailhawk care va fi mai preparat pentru off-road, dar 20 ai. Dacă ții o mașină normală, și nu uitați, luați-o automată. Deci dacă n-ai mai fi nevoit să schimbi treptele prin off-road, la ce poate mașina asta? Deci este absolut senzațională. Aoleu! Aoleu! Gata. Să o duc să se mai distreze și alți oameni. Ce frumos. Ce frumos.